FC Botoșani reușește prima victorie din acest sezon chiar în ultima partidă din acest an contra Oțelului Galați. În minutul 66, Florescu execută perfect o lovitură liberă, lăsându-l fără cuvinte pe Dorinel Munteanu. În prelungirile partidei, Florescu închide orice îndoială în privința învingătoarei, reușind astfel dubla. Iar la finalul partidei, Dorinel Munteanu oferă niște declarații care surprind pe toată lumea, acuzând că se gândește să demisioneze din postura de antrenor al gălățenilor. Am putut să fac maximul din această echipă până la jocul de astăzi, că mai sunt 27 de puncte și se poate întâmpla orice. Îmi trebuie o pauză de câteva zile ca să decid continuarea sau nu continuarea mea la această echipă. Da. Poate vă surprinde, poate nu vă surprinde, păi da, cam surprinde mulți, până la urmă. Dar este s-a ajuns la nivelul maxim, care de nervozitate, de agitație, în care chiar nu mai pot să fac față, sincer. Dorinel Munteanu a demisionat de la Oțelul. Fostul mare internațional a luat decizia după cantonamentul de la Vatra Dornei, iar gălățenii nu au stat prea mult pe gânduri și au anunțat deja noul antrenor, Darius Mazăre fiind omul care îl înlocuiește pe banca moldovenilor pe Dorinel Munteanu. Haideți să vedem conferința de presă a noului antrenor al gălățenilor. Sunt foarte fericit să mă aflu aici. Mulțumesc celor care m-au adus, celor din conducere, că mi-au dat această oportunitate să lucrez la o echipă de tradiție din fotbalul românesc, cum este Oțelul. Sper să facem treabă bună împreună și să ducem Oțelul pe culmile gloriei. Eu zic că putem face treabă împreună. Vreau să-i mulțumesc lui Dorinel Munteanu pentru că a lăsat un lot foarte, foarte bun, foarte stabil din punct de vedere sportiv. Chiar sunt foarte mulțumit de băieți. I-am văzut puțin mai devreme, am întâlnit cu ei, am făcut cunoștință și sunt fericit pentru lotul pe care l-am. Eu zic că putem face treabă împreună și zic eu că o să ne descurcăm în acest sezon. Să ne spui, Nistar, dacă ai făcut lista, ai niște cerințe anume de jucători, dacă câți jucători vor pleca, câți vor veni? Păi nu pot să vă spun exact câți vor veni sau câți vor pleca, dar o să vină cel puțin trei jucători, asta e sigur, 100%. Câți vor pleca nu vă pot spune, dar eu personal nu o să dau pe nimeni afară. Dacă vor veni oferte și vor fi bune pentru că vor pleca, altfel eu nu o să dau pe nimeni afară, vreau să-i văd pe toți, vreau să îmi dau o părere așa într-un timp scurt despre fiecare jucător și în funcție de asta o să iau o decizie dacă vor pleca sau nu. Nu pot să vă spun exact numărul de plecări și numărul de veniri, dar pot să vă spun aproximativ 3 jucători vor veni sigur, aproximativ 3 sau cel puțin 3. Dar vom vedea exact cât. Păi, ne spuneți care este situația din punct de vedere financiar? Păi asta nu vă pot spune eu, din punct de vedere financiar eu nu am treabă, dar eu zic că există o stabilitate, pentru că altfel nu veneam aici. Mi s-a transmis un anumit buget pentru jucători, mi s-a transmis bugetul clubului. Eu cred că e un buget rezonabil pentru echipa de Liga 1 și eu zic că ne descurcăm cel puțin în acest sezon. Pe termen lung o să vedem. Dacă vom face performanță, probabil va crește bugetul în funcție de acest lucru. Da, 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 Oțelul e viața mea, cea mai tare din Carpați este Oțelul Galați. Salutare nepoți, bine v-am găsit la o nouă carieră pe canal. După cum ați văzut, suntem la Oțelul Galați și vom încerca să o ducem pe culmile gloriei. Sper că vă place această idee. Voi ați votat asta pe comunitate, v-am lăsat acum mult timp o postare pe comunitate și a ieșit Oțelul Galați, așa că facem care cu Oțelul, am mai făcut la FIFA 22, nu am terminat-o, de-abia am făcut câteva episoade pentru că a fost cu Peci din Liga a doua, ei erau în Liga a treia atunci și am promovat eu cu Peci în Liga a doua și n-am dus acea care la capăt, așa că acum la EFC 24 încercăm să ducem pe Oțelul până la capăt, să zic așa, să ducem care cu Oțelul până la final. Sper că vă place această idee, v-aș ruga să apăsați acolo pe buton de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, hai să ajungem la 2000 de abonați. Intrați în descriere, intrați în comentarii, comentați acolo pentru algoritm. Deveniți membri dacă vreți, mulțumesc celor care sunt membri și haideți să vedem această nouă carieră cu Oțelul Galați. Bineînțeles, am luat locul lui Dorinel Munteanu, după cum ați văzut, am avut conferință de presă, am anunțat transferuri. Nu o să dau pe nimeni afară, după cum am spus. Dar
O să, dacă o să primim oferte, o să dăm jucători afară. Cam asta e echipa noastră în momentul de față. Primul 11 l-am făcut așa cât de cât. Majoritatea băieților pleacă la sfârșitul sezonului, expiră contractul. I-am îmbunătățit contractul sau i-am prelungit contractul lui Ștefan Bodișteanu, pentru că mi se pare un jucător foarte interesant, care are și un mic potențial în FIFA și sper eu să crească. Și lui Pop, lui Alexandru Pop, avem un contract pe 5 sezoane pentru amândoi. Restul, nu știu, dacă primesc oferte, sper să-i dau. Nu am chef să le negociez la toți contractul. O să încercăm să vedem cum se desfășoară, să zic așa, băieții ăștia, cum se pregătesc și în funcție de asta o să vedem ce facem. Sper că v-a plăcut ce am făcut la început cu conferința de presă, așa o mică poveste, un mic story, un story time. Sper că v-a plăcut. A fost destul de dificil să-l fac, așa că v-aș ruga să apăsați pe butonul de like acolo dacă v-a plăcut. Și dacă nu v-a plăcut, lăsați un like acolo, așa, pentru mine, că sunt băia fain, nu-i așa? Hai să trecem peste acest episod, că deja o iau în altele. În această carieră o să mă bazez în principal pe Academie, pentru că am spus-o și într-un episod din care cu Dinamo, următoarea carieră vreau să fie bazată pe scoutări pe Academie, pentru că n-am mai făcut de mult chestia asta și în carierea cu Dinamo nu m-am prea bazat pe scouter, l-am avut doar pe Bucur, ala pe care l-aș vrea așa cum, sincer, că a fost senzațional, dar da, nu se poate, poate o să vină încă un Bucur, un mini Bucur. Dar, după cum v-am spus, o să ne bazăm pe Academie în această carieră. Am deja pus câțiva jucători pe transfer list, o să și transferăm. Avem un buget destul de bun de 2 milioane, dar o să încercăm să luăm un scouter. Avem un scouter de o stea, n-avem ce să facem cu el. Și o să încercăm să luăm un scouter, uite ăsta, de 900.000, pentru început e foarte bine. Petrovici, un sârb, îl luăm. 900.000, dăm pe un scouter, îl trimitem în România pentru început, bineînțeles. O să ne bazăm pe români în general. Dar o să trimitem și în alte țări, ăsta n-avem ce face cu el, sincer, o să-i dau fire pentru 10.000 de euro, nici mă uit la bani, că eu nu mă uit la bani. Bun, și mi-au venit niște jucători de la joc, direct, mi-a venit acest Kaufmann, care e din Austria, are 15 ani, să nu pot să-l transfer, este un jucător foarte interesant, o să-l fac right winger, care are ceva pace, și pe Young ăsta are ceva potențial, o să-l fac pe left winger. 50 overe, respectiv 51. Ăsta are 16 ani, pot să-l promovez deja, dar nu cred că o să o fac eu cam dată. Pe ăștia aș putea să iau să-i vând, dar vom vedea. Bun, sper că vă place ideea. Hai să vedem ce facem în această carieră. O să înaintăm. Poate vine ceva amical, vine turneu amical. Hai să mergem în ăsta cu cel mai mulți bani și încercăm să mai strângem de aici colo niște bănuți. Avem 1 milion de euro în momentul de față, suntem bine. Din echipa asta, cred că doar Bodișteanu și Pop vor rămâne pe parcursul sezonelor. Și ar rămâne și Cizotti, însă este destul de bătrân și o să scadă. Dar, oricum, primul sezon va rămâne clar. O să-l facem cam pe Cizotti. Va juca acolo cam. Mi se pare un jucător foarte interesant în realitate și îmi place de el. În rest, jucătorii vor pleca așa, nu știu când, dar vor pleca, în timp vor pleca. Adică eu nu-i dau afară, după cum am spus, nu o să-i dau afară, dar dacă o să vină oferte, o să-i dau, bineînțeles. Nu știu dacă în perioada asta de transferuri sau în următoarele, dar vor pleca. Vor și veni, hai să facem un transfer, vreau să-mi aduc un portar. Neapărat am nevoie de un portar, eu zic că Durbozoancă și Relu Stoian nu prea pot face față în acest moment, mi se pare că nu sunt cine știe ce, deși n-au statistici rele pentru Liga 1, dar vreau să aduc un portar. De mult mi l-am dorit, în care cu Dinamo am făcut un transfer. Primul transfer pe care l-am făcut din carierea cu Dinamo a fost de la Lece, așa că vreau să aduc un portar de la Lece. Și după cum v-ați dat seama, este Alexandru Borbei. Nu știu cât valorează, că n-am apucat să-i dau scout, dar o să încercăm să luăm. Are 20 de ani, cred că are și potențial, habar nu m-am informat, dar pare un portar interesant. E și românaș, e exact, e un burnete, doar că e portar. Na. Deci noi facem la carierele noastre primul transfer de la Lece. Cam asta e lege. De la Lece e Lece. E lege. Păi o să-i oferim 300.000, sper să fie bine, să nu se supere. 390, ok, hai că nu e rău. E un jucător de viitor, de asta vreau să-l iau. Nu știu dacă are o vere mai mare decât cei doi portari pe care i-am, dar o să crească. Dacă îl jucăm în continuare, o să crească. Probabil o să-mi vină și de la scout ceva portari, dar nu mai contează. Hai să vedem dacă reușim să ne înțelegem la contract cu băiatul. Vrea rotation, ceea ce înseamnă că are undeva la 50 ceva overe, probabil, nu știu, habar n-am, mă gândesc, dar e un jucător de viitor, așa cum am spus. Și pe bani puțini, oricum o să evolueze destul de bine și o să scoatem un profit dacă e să-l vindem, așadar eu zic că e ok. Și o să-i dau 1000 de euro wage. Acceptă, bun,
Alexandru Borbei, primul transfer la Oțelul Galați. După ce am luat locul lui Dorinel Munteanu, facem transferuri noi. Din Italia direct, wow, din Italia direct a venit Alexandru Borbei. Sau Borbei, nu știu, dacă Borbei mă gândesc, adică e român totuși, nu? Îl facem altceva, ia uite. Prezentat oficial direct, hai să-l vedem și în tricoul nostru, cu tricou acolo, cum arată el tricoul la lume, că el e șmechere. Ia uite, uite, uite ce outfit mi-am făcut, voi vedeți. Exact, cam așa mă îmbrac și în realitate, deci nu e nicio diferență. De asta l-am făcut așa, adică, nu știu, mi se pare că își seamănă caracterul ăsta din joc cu mine. Sau cel puțin mi se pare mie, nu știu dacă chiar vi se pare și vouă, dar mie mi se pare că seamănă, nu știu. Ia uitați-mă, acolo cu Borbei, m-am întâlnit cu Borbei, sunt nebun, eu tare. 320.000, așadar am dat pe acest jucător, primul transfer este și cu bani și am luat nota A. Mulțumim conducere, mulțumim frumos. Chiar e un lucru bun că am luat nota A, puteam scoate 290.000, 58 are Borbei, nu e rău. Am văzut acolo că avem ceva jucători liberi de contract, pe Conopleanca și pe Omrani, pentru că sunt liberi de contract. Petrolul și CFR Cluj a pus pe liber și sunt liberi de contract și wow, poate îi luăm, nu știu, sau măcar pe unul. Așadar, Borbei va fi titularul nostru, o să-l creștem, va rămâne aici fără doar și poate mai avem jucători pe bancă. Oricum vor veni și oferte pentru ei, sunt sigur de asta. Tănas ăsta e singurul jucător care e împrumutat de la Faru. Poate o să-l păstrăm, nu știu, să vedem cum evoluează. Dar oricum, Bodișteanu aici cred că va fi punct fix. Sau cel puțin în primele sezoane. Vom vedea. Nu știi cum decurge cariera. Eu vorbesc acum, dar nu se știe ce se întâmplă. Am căutat jucători și majoritatea români pe toate posturile. Tineri, în principal, sunt mulți jucători aici pe shortlist la mine. O să am de unde alege. În special jucători tineri, după cum am spus. Și nu știu, poate o să aducem din ei. Am găsit un jucător liber de contract, un atacant, Dumitru Grigore, 16 ani, român, 5 stele, Wickfoot. Pare foarte interesant băiatul ăsta, însă n-are înălțime de atacant. Ar putea fi altceva, are și un playstyle de rapid, deci chiar are bandă. Și aș putea să-l iau, nu știu, e liber de contract, m-ar tenta să-l iau, dar mai aștept puțin. Între timp jucăm în turneu amical cu Egrington, echipa de Liga 3 sau 4 din Anglia. Jucăm cu echipa de titulari în mare parte, adică cu titularii pe care îi avem deocamdată și facem 1-1. Joao Serrao înscrie pentru noi, fundașul central. Am făcut 1-1, nu e rău. Vine și al doilea meci din turneu amical, nu știu ce echipă e asta, habar n-am, jucăm pe Signal Iduna Park, pe stadionul Borussiei Dortmund. Jucăm cu rezervele pentru că ceilalți sunt obosiți, pierdem cu 1-0. Nu o să luăm bani din turneul ăsta amical, dar nu-i problemă. Primim o ofertă pentru Dan Panait. El valorează 220.000 de euro și oferta e de 300.000 de euro. E foarte bună, dar mai negociem. Cred că mai putem scoate ceva bani pe băiatul ăsta. O să încercăm să-l dăm. Poate cu 340.000, habar n-am. Acceptă. Perfect. O sumă foarte mare. Primesc o notificare foarte interesantă. Mario Bratu este ofertat de Swansea. Jucătorul Petrolului, pe care l-am pe shortlist și pe care l-aș vrea să-l iau, dar nu știu ce să fac. E o sumă destul de mare, 990.000 de euro, ce oferă Swansea. Și eu aș avea nevoie acolo în dreapta de un jucător, pentru că l-am doar pe Masiel, cred. Și cred că ar fi interesant, dar nu știu dacă o să-l iau pe Bratul. Dacă le ia Swansea, să se ducă la Swansea. Nu-i stric eu cariera să-l iau la Oțelul. E mai bine să se ducă la Swansea. Și vine oferta pentru Ghiocel, celălalt fundaș stânga. Avem 4 fundași stânga, luat, trebuie să scăpăm de câțiva dintre ei. Și Costin Ghiocel poate pleca. Putem scoate, cred că, mai mulți bani. Anesi, cred că e echipa, așa se cheamă echipa, nu știu, abar, dar n-am auzit de ei. Încercăm să scoatem cu 20.000 de euro mai mult și e perfect. Oh, dar Ghiocel primește o ofertă și de la Hermannstadt. Interesant asta. O să o acceptăm, sau hai să negociem. Mai scoatem 10.000 în plus, dar nu știu de ce tot intru în negocieri pentru 10.000 de euro. De fapt, în cariera asta, orice 1.000 de euro e bună. Și ne oferă cu 5.000 de euro în plus, 5.000 de euro acolo e superb în bugetul nostru. Ultima partidă din turneu amical, Bodișteanu e mort, dar va juca, nu mă interesează. Jucăm al treilea meci în acest turneu, pierdem cu 2-1, Neagu a înscris pentru noi. Nu ne-am descurcat foarte bine în acest turneu amical, dar cred că putem face față în Liga 1. Și pleacă un jucător, cred că e Panait ăla, așa -i? Da, Dan Panait pleacă la Dundee FC, cred că în Irlanda. Și am luat nota ce, puteam scoate mult mai mulți bani, dar el valora 220.000, nu pot să înțeleg cum. Oh, și pe Drumitu Grigore ăsta l-a luat cineva, ce păcat, da, îmi pare rău. Acum nu știu dacă o să
îl mai iau vreodată pe băiatul ăsta, dar avea 16 ani, poate că trebuia să-l iau. Îl făceam bandă dreaptă acolo, era perfect, dar prost, na, asta e, ce să fac, nu mai. Sunt curios cât valorează băiatul ăsta, că poate aș face o ofertă. Dacă nu l-am luat gratis, mă le iau pe bani, na, am greșit, să-l iau pe bani măcar. Dar nu știu cât valorează, sau hai să-l luăm loan, nu putem, că de-abia a venit. Dar putem să-i facem o ofertă. Hai să încercăm să vedem cât poate să valoreze băiatul ăsta. Având în vedere că are 16 ani, e posibil să valoreze destul de mult. O să dăm 220.000 de euro. Hai să vedem ce zic. Hă? No. E prea puțin. Am dat și eu o sumă de ferească Dumnezeu. Eu încă mă gândesc să-l iau pe Omrani. Nu știu, mi s-ar părea un jucător bun să ne ajute acolo în dreapta. Ar fi interesant. Ori el, ori Konoplyanka. Că sunt liber de contract și aș lua. Pentru sezonul ăsta, cel puțin, sau până în iarnă, habar n-am. Ori Bilel Omrani, care valorează 850.000 de euro aparent, ori Konoplyanka. Konoplyanka valorează 750.000 cu 100.000 de euro mai puțin. Grea decizie. Omrani e mult mai tânăr, are 30 de ani, Konoplyanka are 33. O să luăm pe Omrani. Hai să luăm pe Omrani. A jucat la Petrolul, la FCSB, la CFR și acum vine și la Oțelul. A patra echipă din România. Hai să încercăm să vedem dacă putem să luăm. Rea crucială înseamnă că are undeva la 68-69 overe, mă gândesc, nu știu. Hai să vedem, pe 3 sezoane o să-i dăm contract, dar probabil va pleca mai repede, fără clauză de reziliere. Eu zic că e un transfer realist acesta. Dăm 3200 de euro, să vedem ce zice, vrea 3600. Hai că aproape am nimerit. 3600 fără niciun bonus, nimic, ce zici? Vreau un signing bonus. Nu dau nimic, bă, sunt zgârcit. În care era să voi fi zgârcitul zgârciților. Nimic nu dau. 7800, nici măcar 7800 de euro nu-i dau. Nimic, zero, nimic. Ce zici? Nu? Ah, ok, hai că îi dau. Nu sunt chiar zgârcit. Deși am vrut, nu sunt. Vine și Omrani. Bilel Omrani semnează cu Oțelul Galați. Îmi place acest transfer. Mi se pare realist, nu știu, spuneți-mi și voi. Adică n-a făcut față la Petrolul. Și, na, Oțelul Galați cumva e mai jos decât Petrolul, să zicem că ar fi ok. Dacă l-a dat afară Petrolul la luat noi, mi se pare destul de realist. Hai să vedem ce va face Bilel Omrani la noi. Aici un jucător care a fost foarte bun pentru campionatul nostru acum ceva sezoane, dar s-a stins. Numărul 10, de car adevărat. Bilel Omrani cu numărul 10 direct acolo. Ah, mamă. Are față de brazilian, dar el nu e brazilian, e francez, nu? E francez. Are față de brazilian și e și număr 10, Bilel Omrani, la Oțelul Galați, nou transfer, al doilea transfer în acest episod și în această carieră, cred că și e și ultimul din episodul ăsta, dar o să și jucăm un meci în episodul ăsta, cred, o să debutăm, 66 are doar, credeam că are mai mult, dar nu contează, hai să-l vedem puțin. Oricum, cred că e cel mai bun din echipa noastră la 66 overe, va juca aici right winger, chiar dacă nu are pace, sau va juca cam, nu știu, așa o să jucăm. Până o să învețe Pop să joace striker. Omrani va juca vârf și cred că o să-l facem, o să-l jucăm pe el în bani. O să facem așa un schimb între Pop și Omrani. Cred că așa vom juca. Omrani are 66, e destul de bun, 30 de ani. Pentru acest sezon e bine. Apare nu mai poate să joace în bandă. Nu mai are pace deloc și nu mai poate juca în bandă, dar asta e, o să-l jucăm în bandă și dacă nu poate el să joace ce. Pleacă și Costin Ghiocel la Hermannstadt de data asta, nu pleacă la echipa din afară. 175.000 de euro, nota C, puteam lua mult mai mult, dar asta e. Dar Panait a plecat odată, ce minunare, doamne, jocul ăsta e fenomen, n-am văzut așa ceva niciodată. Avea 68 Konoplyanka, avea și pace mai mult, da, oleu, doamne, ce rău îmi pare. Îmi pare rău că nu l-a pe Konoplyanka, acum era mult mai bun decât Omrani. Juca și în bandă, puteam să-l joc pe Pop vârf. Asta e, ce să facem? N-avem ce face, nu mai avem ce face. Sau poate să-l dăm pe Omrani la schimb cu cineva, habar n-am. Primim o ofertă pentru George Cârjan din nou, hai să negociem. 350.000 de euro, vă rog. A dat, bun. 350.000 de euro e foarte bine, o sumă foarte bună pentru George Cârjan. Mai vin bani în cont acolo, poate ne mai luăm un scouter, nu știu. Da, nu avem bani, ne-ar trebui undeva la 2.800.000 să luăm un scouter mai bun. Așteptăm să mai facem bani. Și Kaufmann ăsta a făcut 16 ani, putem să-l luăm. O să-l promovăm la echipă, bineînțeles. O să-l promovez și pe Jakobsen ăsta ca să-l vând, că are ceva potențial, are și o VR, o să-l pun pe lista de transferuri, are vârstă, o să facem bani frumoși pe ăla. Și pe ăștia doi mai lăsăm puțin, nu știu, Young ăsta din Coreea, îl mai lăsăm puțin. Ce fac? Ies din carieră, doamne. Hai să-l vedem pe băiatul ăla care a venit.
pe băieți, adică că sunt doi, Jakobsen ăsta va pleca, trebuie să mai pun portar pe lista de transfer, că am prea mulți. Jakobsen are valoarea 325.000 de euro, e foarte bine. Ursu, 21 de ani, dar va pleca și el. O să-l las pe Durbozoancă și pe, și pe Borbei, că sunt mai ok așa, nu știu. Doi portari mi-ajung, restul îi punem pe listă. Deși am zis că nu dau pe nimeni afară, nu îi dau afară, doar pun pe listă, nu reziliez contracte, nu e așa? Nu. Mă ține cuvânt. Și vine debutul din Liga 1 împotriva celor de la FCU Craiova. Jucăm în deplasare, majoritatea băieților noștri sunt obosiți, o să jucăm cu mai multe rezerve. Bodișteanu e rupt, dar n-am ce să-i fac, și Tănase e rupt, așa că va juca el acolo. Omrani debutează, Borbei debutează. Hai să-i dăm drumul la partidă, jucăm în deplasare, primul meci din această carieră. Dacă nu mă înșel, și în cariera cu Dinamo, tot cu FCU Craiova am debutat în prima ligă, cred că e același program la fiecare carieră în Liga 1, dar nu contează. Hai să vedem ce se întâmplă în acest meci. Debutăm pe banca oțelului, sper să fie bine. Omrani, foarte bine, se descurcă Omrani, pasă către Cizotti. Cizotti poate înscrie, Cizotti, mă, bine, bă, băiatule, mă, italianul nostru, înscrie, Iuri Cizotti, înscrie primul gol din această cariere, prima ocazie, primul gol. Păi, bă, cea mai tare din Carpați este oțelul galos, nu-i așa? Așa e, bă, băiat. Bă, dacă nici oțelul nu e o echipă, bă, cine mai e echipă? Uite, Omrani debutează cu o pasă de gol excelentă pentru Iuri Cizotti. Și foarte frumoasă reluare cu băiatul la care își punea mâinile în cap. Cizotti este primul marcator așa din această carieră. Deschidem scorul pe Ion Oblemenco, 1-0. Bravo, băieți. Ia uite-mă și pe mine. Fericit, mă. Zivulici către Silva. Urcă, cred că Miguel Silva așa-l cheamă, nu mai știu exact. Zivulici. Hai cu șutul, Zivulici. Zivulici! Du-te, bă, că nu cred așa ceva. Cum a dat, bă, gol Zivulici? Care normal e fundaș central. Eu joc mijlocaș central, că așa e în FIFA, e CDM. Dar ce gol a dat Zivulici, mă! Bă, am dat la poartă așa, la mișto mai mult. Al doilea șut, al doilea gol. Bă, oțelul Galați are o eficiență maximă până acum. Ce șut, îl învinge pe Robert Popa. Nici o șansă n-ai avut, bă, băiatule. Robert Popa, portar pe care l-am avut la FIFA 22, chiar la oțelul. Aici nu l-am mai luat, l-am luat pe Borbei, care deocamdată șomează, că n-au ce face, n-are ce face, că ăștia sunt prea slab pentru noi. Aduceți-ne echipe, bă, băiatul, să jucăm, bă, că n-avem echipe, bă, băiatule, bă. Avem corner, i-am învățat și pe băieți ăștia cornerele ca la Dinamo, ca la care era cu Dinamo, ia uite, aceeași schemă, Cizotti, centrează, bine, acolo ia bre, nu poate să dea cu capul, Alex Pop îl omoară pe Chițu, e tot corner, n-a dat fault, e extraordinar, îmi place. Hai să vedem din nou, aceeași schemă, Alex Pop către Cizotti, Cizotti poate centra, o face, Cizotti centrează la lung, prea la lung parcă. E pauză, 2-0, conducem cu FCU Craiova în deplasare, am jucat foarte bine, n-au avut niciun șut la poartă, noi am avut două și am înscris. Ce mai vrei, eficiență? 3 șuturi, scuzați-mă, am uitat unul, na, asta e. O să-l scoatem pe Bodișteanu că e mort. Dar am pe cine să bag, sincer, în stânga aici, a dă Scăliței, nu poate juca. Va intra Fatai și va juca Omrani în stânga. Hai să-l vedem pe fosta sa poziție pe Omrani. Trebuie să facem asta. Chițu continuă, Bauza în careu, șut, gol. Prima ocazie a lui FCU Craiova, minutul 66, e gol. M-a avut și noi două șuturi, două goluri, așa au și ei. Primul șut, primul gol. Chițu cu pasa către Bauza, se întoarce foarte bine pe Bauza și înscrie. Atacă Craiova, Basa, nu, Zivulici, după ce ai dat golul ăla superb, acum faci penalti, doamne, Zivulici. Aoleu, doamne, de ce Zivulici, de ce, o să intre Jardan în locul lui Zivulici. Nu că a făcut penalti, dar e destul de obosit. A dat gol, a făcut penalti și a ieșit. Aoleu, ne pot egala, William Button bate, șut, Borbei, bine, Borbei, nu, Borbei, mă, ce portar ne-a luat, mă, bine, mă, la primul meci, mă, la 58 OVR, la 20 de ani, prima experiență ca titular, apără penalti, bă, și ne salvează de acest egal, aici Omrani, iată că plecăm și pe contraatac, putem să și înscriem, Bilel Omrani, nu se poate, Omrani, nu se poate, își continuă pasa proastă din realitate și în jocul ăsta. Intră și la Tușan în stânga, în locul lui Miguel Silva. Aoleu, ce rău îmi pare de ocazia asta, dar măcar ne-a scos Borbei, bă. Borbei ne scoate penalti. Ce prim meci avem aici. Pasă către Chițu.
în care eu, Chițu, Lovri, ce extraordinar, bravo, bă, băiatule. Omrani nu poate să treacă, Omrani e mână moartă, cel mai slab transfer pe care l-am făcut, că e și singurul, în afară de Borbei. Aoleu, Chițu, în care eu, Chițu, continuă, pasă, Lovrici, bravo, mă, băieți, mă. Câteva minute ne mai despart de o victorie mare, cu emoții cei drept pe final, după ce am condus cu 2-0 și părea că nu ne poate face nimic Craiova, dar iată ce facem aici, Fatai, aoleu, Fatai. E fluier final, câștigăm cu 2-1, un meci nebun în care FCU Craiova a ratat șansa egalării din penalti. Îl batem pe, cum îl cheamă, cum îl cheamă, pe italianul ăla de la FCU, nu contează cum îl cheamă pe antrenor. Am câștigat 2-1, victorie mare în debutul din Liga 1. Omrani sub orice cred că de slab, dar na. N-avem ce să-i facem, își va reveni, e, nu e în forma lui fizică bună, dar o să-și revină, vă promit eu că o să-și revină, sper să-și revină, abar n-am. Ne-au omorât la posesie băieții ăștia, omul meciului Cizotti, foarte bun capitanul nostru, 8.3 Cizotti, 8.0 Zivulici, dacă nu făcea penaltiul ăla probabil era omul meciului, Borbei mă 7.8 că a scos penaltiul, 7.8 pentru un portar. Mai zice ceva, bă, dacă nu știu eu să fac transferuri, cine mai știe, bă, bine, Comrani a fost jos de tot. Alex Pop își schimbă poziția în striker și crește la 63, superb, o să-i dăm weak foot și ceva shooting acolo, să-l facem complet striker. Sper să evolueze bine băiatul ăsta, am încredere în el. Pleacă și George Cârjan la Calmar, la Calamar. Mănâncă calamar George Cârjan, 350.000 de euro maxim cât puteam scoate pe el, perfect. Oferte pentru Ursu și pentru Neagu, Cizotti schimbă poziția în cam, hai să-l facem cam și pe Cizotti, nu crește în overe din păcate, e bătrân deja, nu mai are nicio șansă să mai crească. Hai să vedem ofertele astea pe Neagu, am putea să-l dăm la FC Andorra în Spania. 330.000 am putea scoate maxim pe el, 33 de ani, am putea să-l luăm un mijlocaș central nou. Gabriel Ursu poate pleca și el, e portarul ăla pe care l-am pus pe lista de transferuri, e tânăr, putem scoate mai mulți bani. Hai să negociem. Cerem 330.000 de euro și acceptă. Bun, 350 n-au vrut să-mi dea, dar îmi dă 330.000, e bine. Hai să negociem și pentru Neagu și poate ne luăm un mijlocaș nou. 350.000 de euro, ce se face Andorra? Nu, ok. Nu ne mai luăm mijlocaș nou. Cam atât cu primul episod din Carera cu Oțelul. Era spun Carera cu Dinamo din obișnuință, dar trebuie să mă obișnuiesc cu Carera cu Oțelul de acum. Sper că v-a plăcut și sper că vă place această nouă carieră. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, intrați în descriere, deveniți membri, căzați în comentarii, comentați acolo pentru algoritm, spuneți-mi sugestii de transferuri dacă vreți în comentarii. Cam atât pentru azi. Eu am fost Darius, mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!